ți-a plăcut cel mai mult în Maldive? Liniștea și că am fost alături de Adi. Doar night și ce mi-a plăcut tot. Night, fain tot, mi-a plăcut. Eu mă duc mă duc în vacanțe exotice când puteam, mergeam mai des. Ce mi-a plăcut în Maldive că apa este foarte caldă. Eu nu știu, am mers în Mauritius, am mers în Bali, n-am intrat în apă deloc, în ocean sau în mare, pentru că era rece și o mai sensibilă. Aici n-am simțit trecerea aia, știi, la când te bagi în apă și asta mi-a plăcut foarte mult. Ți-a plăcut apa? Și de mâncat așa ceva sau nu știu, o activitate, ceva deosebit ce ai făcut acolo? Și ți-a rămas așa ca amintire. Am notat cu rechini. Bine, știi că acolo sunt. Ai notat cu rechini. Care îi vezi mereu, ziua, seara, îi vezi pe lângă căsuțe, pisicile de mare. Adi, atât de fricos, nu m-am vrut să mă lase. Și mă uitam când dormea la amiază și îmi luam alea cai în căsuța respectivă, ochelari și tot felul de din astea de scafandru. Și mă uitam să văd dacă doarme, să mă bag în apă să note. Și ai notat cu rechini. Ce tare! Da. Nu ți-a fost frică? Mie nu-mi frică, mie îmi place adrenalina. Eu am sărit și cu parașuta, am permis de scuba diving, mi l-am făcut prin Mexic acum 3 ani. Mie îmi plac chestiile astea care îmi dau adrenalină, dar mai sunt certată de familie. Mami, tati, Adi, acum... Ei sunt mai molcom, Ardelen mai molcom, nu? Dar eu le zic, voi sunteți moalea, adică noi. Da, uite, adică apropo... noi ne prețuim mai mult viața decât tine. Tu ești nebună. Bine. Apropo de asta, ce ți-ai dorit să mai faci? Ai zis că ai sărit cu parașuta, ai notat cu rechinii. Ce ar mai fi de făcut? Să sar de la mare înălțime sau nu știu. Nu, să ajung în stratosferă. Bungee jumping sau cum e ăla? Ăla nu l-aș face, pentru că mi se pare că dacă ești legat de picioare, poți oricând, nu știu, să-ți rupi articulații sau ceva aia, n-aș face. Nu știu ce aș mai face. Chiar nu știu ce aș mai face. Bună întrebare. De stratosferă. Da, ar fi fain, dar nu știu dacă e chiar posibil, știi, la oamenii de rând. Auzi, da, te mai întreb ceva, acum că ați fost în vacanță împreună și a fost frumos, nu cumva v-ați întors trei? Nu. Nu ne-am întors trei, de fapt nu știu, dar nu cred că ne-am întors. Dar ți-ai dorit? Da, acum îmi doresc, știi, și dacă mă întrebi, putea să zic că mi-aș fi dorit să se întâmple anul trecut, dar dacă știam că e așa, dar... Da, știu, știi, și eu mă gândeam că pandemia asta ține 2-3 luni. Și nu era mie chiar așa de ușor la ce program aveam eu în agenda. Acum, dacă mă întreb, era perfect să se fi întâmplat anul trecut.